Gara de Nord, București, oamenii ai străzii, cei care se droghează, sunt oameni care trăiesc doar din cerșii și din gunoaie. Poți să-L chem pe Domnul chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să-L chem pe Domnul chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. Și ești de mult pe stradă. Da. Și de la câți ani ai ajuns pe stradă? La vreo 10 ani. Din ce cauză? Mama ta unde e? Undeva la țară. La țară? Da. Aha. Tu te droghezi și cu injecții sau numai cu punga? Cu injecții. Dar pot să te întreb ceva? Pe Domnul Iisus Hristos tu-L cunoști? Nu-L cunoști? Dar tu știi ce-a făcut El pentru tine? Ce? Uite, fratele Uțu, o să-ți zică că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și a murit pentru noi toți. Da? Și-a înviat. Dar vă știți de ce a stat pironit pe cruce Domnul Iisus Hristos? Pentru ce? Pentru păcatele noastre. Dar nu mai pentru asta, am mâncat de Adam și Eva, de mă rog. Aha. Am înțeles. Cum te cheamă? Că am uitat cum te cheamă. Marian. Tu câți ani ai? Nu, băiatul. Ionuț, câți ani ai? 15 ani. De când ești aici? De 2 ani de zile. Dar de unde ești tu? Din București.
Frații de la Călan dau slavă Domnului și laudă pe Domnul printr-o cântare între oamenii străzi și în canal. Inima mea strigă într-una, Doamne, mare slava ta. Ascultă, Dumnezeule, ascultă, Împăratule, strig către tine, că nu am la cine stric de durere. Să-mi dai mângâiere, tu poți alina. Bruce Lee, două cuvinte pentru Hunedoara, pentru frații de la Hunedoara. Eu sper ca Dumnezeu să fie cu voi și să vă aibă în pal în continuare. Amin. Să reprezentați pe Domnul și Domnul este bine împrevenit la noi. Îmi ridic ochii spre cer, ajutor, Doamne, cer, numai tu poți să-mi dai ajutor divin din rai. Numai tu ajutorii mi dai, numai tu alinare mi dai, când sunt trist și lovit de-a lumine ta. Doar tu-mi ești pavăză și scut și mă vezi atunci când sunt în frânt. Mă ridici, Iisus, de jos, prieten milos. Câți ani ai? Tu câți ani ai? 8 ani? O Hristă ce ajutor, Doamne, ce... 8 ani face injecții lui maică sa, bagă droguri în venă. Tu poți să-mi dai... Iar Dumnezeu să se atingă de tine. Să primești pe Iisus, copia, în viața ta.
Să vii să fie Domnul. Amin. Ne vor ruga din toată inima, era Biblia. Numai tu ajutorii mi da, numai tu alinare mi da, când sunt trist și lovit de-a lumine ta. Te primesc în inima mea ca Domnul și Mântuitor. Cred că sângele tău curs pentru păcatul meu. Aleluia! Și o spălat vina păcatului meu. Aleluia! Și cred că sunt păcătos, Doamne. De aceea am deschis inima înaintea ta. Și te primesc ca Domn și Mântuitor în viața mea. Îți mulțumesc că ai iertat vina păcatului meu și m-ai primit la picioarele tale. Numai tu, în numele Domnului Iisus, ajutorii mi da, numai tu alinare mi da, când sunt trist și lovit de-a lumine ca. Aleluia, aleluia! Rupe legăturile diavolului, Doamne! Aleluia! Iisus Hristos! Inima ta poate fi! Aleluia! Numai tu ajutor-mi dai, numai tu alinare-mi dai, numai tu, numai tu. Îmi ridic ochii spre cer, ajutor, Doamne, cer, numai Tu, Tu poți să-mi dai. Ajutor divin din rai, numai Tu ajutorii mi da, numai Tu alinare mi da, când sunt trist și lovit de-a lumine ta. Doar Tu-mi ești pavăză și scut și mă vezi atunci când sunt în frânt. Mă ridici, Iisus, de jos, prieten miros. Numai Tu ajutorii-mi dai, numai Tu alinare-mi dai, numai Tu. Numai Tu ajutorii-mi dai, numai Tu alinare-mi dai, când sunt trist și lovit de-a lumine ta. Doar Tu-mi ești pavăză și sfânt, și mă vezi atunci când sunt în cap. Mă ridici, Iisus, de jos, prietenii. Nu mai visez în numele lui Iisus. În numele Domnului. Domnul te-a eliberat. Numai Tu, ajutor-mi dai. Numai Tu, alinare-mi dai. Și de Domnul Iisus Hristos, 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 numai Tu. Îmi ridic ochii spre cer, ajutor, Doamne, cer, numai Tu. Ajutor divin din rai, numai Tu ajutorii mi da, numai Tu alinare mi da, când sunt trist și lovit de-a lumine ta. Doar Tu-mi ești pavăză și scut
în milă. Numai tu ajutor-mi dai, numai tu alinare-mi dai, numai tu. Numai tu ajutor-mi dai, numai tu. Foarte bun, da, mă vin să fie domn. Casa asta a fost supărată, dar poate mai urmează tot. Mă, zis-o, casa lui Dumnezeu. Ca știu, dar nu știu ce facem cu filmul ăsta, nu știu ceva să-l taie, să-l bată, să-l... Aici este un canal. Mădure! Lasă să filmez! Eu mă duc să văd și eu. Ce, fratele? Mări să fie domn. Și aici, aici e alt canal și se bagă pe altă... Nu, aici intră. Aici e... Aia e cura aia de aerisire prima. Da, da. Care vine de la încăperea aia la altă. Bun, ce e o pisică. Bun, da. Dumnezeu. Bun, da, se trage. Bun, da, suflim cum. A, bun. Ascultă, împăratule. Poți să te super, dar nu pentru ceva. Strig către tine. Încă nu am la cine. Stric de durere. Să-mi dai mângâiere. Te chema. Vorbește cu tine, da? Rana din mama. Vorbește de sub pământ. Te chem la necazul meu și ce era ajutorul tău. Numai tu poți alina. Acum intrăm în cel de-al doilea canal, jos. Ce mă pasă și e. Aici e canal. Hai, ce suntem? În jurul de neimaginat pentru cei deasupra care nu știu ce înseamnă lucrul ăștia. Este o căldură foarte mare aici. Cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să-L chem pe Domnul chiar și când ți-e greu. Cu putință este tot la Dumnezeu. Aici iarna au saltele și dormim lângă autoconductele de terificare, ia cu calda București, nu te-ai duc cel puțin 200 de metri, colo, 200 în bolo, se dă la sensul de care a venit.
Și aici iarna, cât e de frig, afară aici stau căldură, au acolo un robinet cu apă caldă, unde fac duș. Aia acolo e sus. Da, da. Deci aici iarna e locuința copilor ăsta, din caldă aici nu pot să stai. Auzi, lasă un pic așa, te rog frumos. Mulțumesc. Mulțumesc. Vrem să registrăm un pic. No. Unii frați au venit? Aici prima dată când am intrat acum 2 ani, 3 ani cu fratele Costel. Dar erau altfel, era mult mai... Zice, intră că mi-e frică. În prima dată, în partea altă. Nu mi-e frică, mai ales că sunteți cu noi, dar... Nu. El zis... locul de inimaginat pentru cei de deasupra. Așa este. Deci, no. Cei din Căran, de unde noi venim, nu pot să-și imaginează locul ăștia în adevărat. De 2 ani de zile, frate Uțu, vin aici, acum mai recent decât timp, de un an de zile, în fiecare miercuri vin aici la ei. Iarnă, frig, viscol, cu ceai cald, cu sandwich-uri de la centru, vin aici, mă rog cu ei, aici am poze cu buze, da. M-am rugat, amândoi ne-am rugat, îi vin, aici am mâncat odată cu el, când am coborât în canal la el. No. Poți să spui și de ce ai mâncat? O zis că dacă ne pasă de ei și iubim, să vedem, pot să mâncăm de acolo. Și am sigur, dar nu ai voie să cer binecuvântarea peste acolo, ce aveam într-o plâmbă acolo. A zis, Doamne, binecuvintează, curățește și spală. Și am mâncat din punga aia, călătura acolo. No. Și a spus că iubim și Domnul iubește. Amin. Și din dragoste Amin. Pentru Dumnezeu am coborât aici la ei. Amin. Bruce Lee mă iubește. Amin. A fost o experiență foarte minunată, deci noi știm de 2 ani de vin. Este o căldură foarte mare. Îți conducte. Deci aici iarna, într-un cuvânt, este locul lor de... Da. Acolo un aragaz. Bucătărie. Ce... Nu mă pic. Frați și surori, cred că ați văzut filmările și locurile unde... În această masă cu ajutorul Domnului am intrat. Sunt locuri nedescris pentru noi. Nu cred că cineva dintre noi poate să-și imagineze starea acestor oameni și cum să intre în canalul acesta. Aș vrea să ne rugăm pentru tineri acestea, tineri de 20-25 de ani. Tineri care să dumnească, care fac un fel de lucruri să poată intra, de aceea. Aș vrea să ne rugăm mai mult pentru lucrul acesta și aș vrea să ne rugăm mai mult pentru lucrul aceasta și să vedem mâna lui.